Așa luăm și noi pulsul vieții de oraș non-turistic din Turcia. Cam așa arată centrul orașului. Destul de frumos și interesant. 400 aici, pe cel puțin pe partea asta. Bă, arată bine, sunt foarte bune la calitate, mie așa mi se par. Cam cum arată un magazin de covoare în Denizli aici? Mamă, câte etaje are. Gata, m-am îmbrăcat, plecăm. Sunt bun de mers pe centru, pe Turcia. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Am zis să ieșim un pic, că ne-am săturat repede de satul Puma Cale și am zis să ieșim un pic să vizităm Denizli, orașul ăsta care e cel mai aproape. Oraș mărișor, are în jur de jumătate de milion de locuitori. Orașul e unul dintre cele mai mari centre de produse textiliere din Turcia și nu numai. Ocupă un loc destul de fruntaș și în lume. Cam așa arată centrul orașului. Destul de frumos și interesant. Asta e un fel, n-aș zice că e pietonală, e o stradă, un bulevard principal cu trotuare foarte largi și pe stânga și pe dreapta. Așa luăm și noi pulsul vieții de oraș non-turistic din Turcia. Sau, mă rog, e și asta un picuț turistic, dar nu e o zonă mega turistică. Să vedem și noi aici ce se întâmplă pe străzile orașului. E ok, ce zi e astăzi? Marți, miercuri, e o zi de miercuri. Cred că termină lumea serviciul la ora asta, că e, dacă nu mă înșel, să vedem câte ceasul. Cred că da, e 6 și 5 minute. Da, cam a terminat lumea munca acum, se duc acasă, probabil ies în oraș. Băi, de aici au 50% discount, mă. Bă, sincer, îmi plac ăștia cum arată. Că de ăștia ziceam că îmi plac cum arată. Da, chiar super interesant. Hai să ne uităm și cât costă. A, nu sunt, sunt 1399,99. Mamă, câți de nouă sunt aici. Da, aici apar mai mult produse de ale lor. Deși văd aici și Pierre Cardin. Un amestec de toate. Acum chiar am găsit un magazin autentic turcesc, adică cu haine, nu fake-uri, nu nimic, cu haine de turcești produse în Turcia, cu prețuri de Turcia. Să mergem pe partea de bărbați, măcar că na. Sau e numai femei? Să fie și bărbați. Ne gândeam așa, să vedem cum se zice la bumbac în turcă. Coton. Întotdeauna am avut curiozitatea asta, de ce la bărbați e ultimul etaj? La orice, la orice tip de îmbrăcăminte. E ultimul etaj, chiar așa, să ne zică și nouă cineva. Sincer, ăștia beji chiar îmi plac cum arată. Să ne uităm și cât costă. Costă 899 de Turkish Lira. 899 de Turkish Lira, cred că vine vreo 120 de lei. Sper să nu mă înșel. Da, da, ceva de genul. Vedem un tricou cât costă. 400 aici, pe cel puțin pe partea asta. Bă, arată bine, sunt foarte bune la calitate, mie așa mi se par. Chiar ok la calitate. Da, și ăsta ce bine arată. Da, sincer, cred că mi-au unul. Bă, arată prea bine astea albe, mi-au unul alb și unul negru. Și 400 asta vine 60 de lei? Ale, 199, mă? Wow. 199, poate aia e 199, mă. Aici cred că sunt reduse. Orice cumperi din standul ăsta e 199, dar trebuie să fie, mă, preț înăuntru. Uite aici trebuie să fie preț, uite. Nu, tot 400. Okay. Cred că prețuri de gen Bershka, Zara, Inditex, cam pe acolo se, aș zice, că de facto se numește brandul. Că nu știu dacă sunt produse în Turcia, cel mai probabil că da. Nu scrie nicăieri pe ele. Sunt produse, nu sunt produse, habar n-am. Nu mai vedem, tot așa 800, dar majoritatea blugilor sunt pe la 800-900. Vedem și o geacă, 900. Astea sunt pe partea de sport. Așa, la calitatea materialului, sincer, nu pot să zic că sunt. Chiar sunt ok, sau cel puțin așa se simt la mână. Mă uit la pantaloni ăștia sport. De alergat sau de sală sau așa, sport pe universal.
Sunt, cred că sunt de alergat, că au și reflector și am văzut undeva pe crac aici care are un material reflectorizant. Sunt 900. Aștia sunt blocați pe prețul de 899, am văzut. A venit și Cristina să supravegheze operațiunea hainele. Da, arată, sincer, arată un fel de... H&M? H&M, da, chiar așa. Eu ziceam mai mult spre Inditex, dar da, mai mult spre H&M. Uite, e prima țară în care văd mărimile? Scurți, 28, adică mărimea la lungime sub 30, cred că 29-30, sub asta n-am văzut în lungimea pantalonilor. Sunt foarte scurți în craci. Gata, m-am îmbrăcat, plecăm. Sunt bun de mers pe centru, pe Turcia. Da, gata, are mama cum e? Un băiat frumos și ca foc? Sincer, e foarte plăcută vremea. Chiar e perfectă pentru o plimbare. Din nou găsim o Dacia Break sub egida Renault sau sub sigla Renault. Ăștia, oamenii ăștia sunt campioni la Dacia Break. Eu am farfurii de aici, acasă. Caraca, Masterchef. Da, a fost 53 de lei, cred că a fost tricoul. Și pare ok la calitate. Acum luăm ca amintire, mai cumpărăm ceva din Istanbul, dacă e, dar până una alta mai experimentăm și aici. Pare destul de vioi orașul, adică lume și stânga și dreapta, cel puțin în zona asta centrală. Dacă tot am ajuns aici, am zis să vedem și câteva covoare, cerceafuri, pături, să vedem ce se întâmplă. Cam cum arată un magazin de covoare în Denizli aici? Mamă, câte etaje are! A, nu vreau. Nu sunt interesat, dar uite și curele și tot ce vrei. Sincer, chiar mi-aș lua o curel la ceas. Ce sunt astea? Pentru iPhone 12 Pro, dar ceva mai sus de 12? Nu văd. 13? 14? Hai că merge bine. 13? 14? Așa, cam atâta. S-a terminat la 14. Tot am trecut de vreo două ori pe lângă strada asta și am văzut în față baie turcească, hamam. Se vede acolo în față. Chiar am zis că ar fi curios să încerc și eu să văd cum e o experiență, dar poate încercăm un an Istanbul. Așa, orașul e drăguț, mie îmi place. Sosete sau șosete de la Nike, 100 de lire turcești. Încercăm și niște parfumuri? Ce prețuri au aici? Nu știu. Dar nu sunt, sunt ale lor, ceva branduri, nu? Nu, probabil că sunt fake-uri după parfumul. Se amintește, nu știu, ok. Miroase bine, am învățit deja de cap. Bine, Victoria, dar unde e? Da, aici sunt la 100 de mililitri. Au parfumul la 100 de mililitri, 1000 de lire turcești. Adică bănuiesc că nu contează ce esență, e același preț. 100 de mililitri. Mai văd aici la 300, asta cred că sunt altceva. Da. Cu ce parte mergem? Nu știu, că am prins și chemare la rugăciune. Mergem așa? Am venit și la o cafenea să ne oprim un pic să bem ceva, înainte să plecăm înapoi spre Pumacale. Și se vede foarte frumos de pe terasă, de aici se vede orașul. Să bem un ceai cel mai probabil și mergem mai departe. Ziceți frumoșilor, bem un ceai și mergem mai departe sau nu? Aici se încheie episodul nostru de astăzi. Până data viitoare, vă salutăm și călătorii plăcute!